Mâine vor fi restricții de circulație la drobeta turnul Severin. Vorbim de zona din apropierea stadionului municipal, ca urmare a partidelor de fotbal dintre Universitatea Craiova și Hapoel Birșeva. De asemenea, agenții economici din zonă nu au voie să vândă băuturi alcoolice înaintea și după terminarea meciului timp de câteva ore pentru desfășurarea partidei de fotbal dintre echipele Universitatea Craiova și Hapoel Birșeva, ce va avea loc joi de la ora 20 pe stadionul municipal din Drobeta Turnu Severin, vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe străzi. Având în vedere că în data de 18 august 2022 pe stadionul municipal va avea loc partida de fotbal dintre Universitatea Craiova și Hapoel Birșeva, poliția locală va participa cu efective de ordine publică și de circulație rutieră la asigurarea fluidizării traficului rutier și asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică. Astfel, între orele 16 și 30 de minute și 24, următoarele străzi vor fi închise. Este vorba despre strada Independenții, tronsonul cuprins între Bulevardul Mihai Viteazu și strada Iuliu Maniu, strada Crișana, strada Transilvaniei, strada Moldovei, între Chiselev și Independenții, strada care se învecinează cu stadionul pe laturile de est și sud, Bulevardul Mihai Viteazu pe un singur sens de deplasare între intersecția cu Strada Independenții și stația ITP din partea de nord-est a stadionului. Șoferii trebuie să circule cu atenție și să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite. Agenții economici care se află în zonele limitrofe ale stadionului municipal nu vor avea voie să vândă băuturi alcoolice înainte și după terminarea meciului timp de câteva ore. Totodată, severinenii sunt rugați să evite deplasările cu mașina pentru a nu se crea blocaje în trafic. Pentru știrile terasat Adina Bogdan.